sunt actor de teatru, în primul rând. Deci eu plăcere ca pe scenă nu am nicăieri în altă parte. Dacă putem să ne aducem meseria, inclusiv pe online, unde ne văd mai mulți oameni, de ce să nu o aducem și acolo? s ai făcut și tu pagina de Facebook, și tu, și tu, și tu. Oamenii îmi spun că, băi, că tu chiar ești prost, chiar nu înțelegi că tu vorbești aberații. Adică suntem un popor infantil. Nu o fac pentru oameni. Sincer, chiar nu cred că o fac pentru oameni. O fac pentru mine. Sunt egoist în, din punctul ăsta de vedere. Mă distrează foarte mult. Mă, mă, simt eu bine făcând asta. Și dacă o fac și bine, e o situație de win-win. Nu mă așteptam să fiu invitat la o emisiune atât de serioasă. <laughs> Mie asta îmi place. Să mă distrez. Prieteni, bine v-am găsit la podcastul nostru Cultura la Frontieră, aici la Europa Liberă. O emisiune în care invităm uh, creatori, invităm uh, uh, oameni care au ce să ne spună, profesioniști ai artelor, și discutăm adeseori și despre interferența artelor: despre felul în care colaborează uh, aceste domenii diferite și produc opere interesante. Uh, apariții neobișnuite. Unul din performerii transgresării frontierelor dintre diversele arte este invitatul nostru de astăzi, actorul Cătălin Lungu. Vă salut, vă salut. Bună ziua și mulțumesc pentru invitați. Nu, nu mă așteptam să fiu invitat la o emisiune atât de serioasă. Ei, vai Că de Sună mine. sună pompos, mă scuzați. Da, o să încercăm să o facem mai puțin serioasă. Okay. Fără să coborâm nivelul sper. Da, corect, Ținim acolo sus Da. Cătălin, este un actor talentat, binecunoscut, în curs de afirmare. Ai avut mai multe roluri în teatru, ai și alte apariții, vom discuta mm -hmm. despre ele mai la vale. Uite, aș vrea să te întreb uh, mai întâi despre um, activitatea ta de actor în teatru, în uh -huh. teatru profesionist. Uh -huh. uh, ai absolvit Amptapul, uh -huh. uh, așa, ai avut profesori interesanți. Uh, eu te-am văzut, uh, dacă mi-am bine prima dată, în rolul lui Benjamin, în spectacolul Martiri, uh -huh. uh, de... Marius von Mayenburg, da, un spectacol în regia lui Vlad Ciobanu, la Centrul Național de Educație prin Artă. Uh -huh. Interesant, provocator spectacol. Cum ai lucrat la acel rol? Ce a însemnat pentru tine momentul acela? Da, cred că a fost primul spectacol mare și rol important, rol greu pe care l-am avut de făcut și cred că a fost momentul în care domnul Ciobanu mi-a deschis cam cele mai multe cărți în materie de actorie cumva, adică acolo au încercat să mă cocoloșească virul ca actor să încerci să-mi spun din secretele dumnealui cum folosea el la timpul când, când profesa în actorie și atunci da a fost, o, a fost un rol greu știu că domnul Ciobanu avea un moment când îmi spune că, băi, Cătălin, te rog, nu o să dau acum, nu o să explic tot momentul, dar îmi spunea, nu țipa, la momentul ăsta nu țipa, ții în tine ca și cum aduni și asta o să fie mai puternic uh, pentru spectator. Și niciodată nu-mi reușea, eu țin mic nu reușea și la spectacol, deja eu acolo aveam momentul că răa, spam și după spectacol, domnul Ciobanu, măi, Cătăluș, mă, ți-am spus, parcă să nu țipi, zic, păi, că domnul Ciobanu, dar nu pot, că acolo e era emoția eu, prea ca mare. Ca și cum, da, poate, niște, adică nu poate, dar sigur, nici nu eram foarte experimentat pe atunci, dar oricum, adică eu cred că mi-am făcut treaba acolo, eu am văzut, de curând am văzut uh, uh, o înregistrare video cu spectacolul, Mie, sincer, mi sincer, mi-a plăcut, adică mi-a plăcut și ce am făcut și ce a ieșit, mi s-a părut ok, mai ales pentru perioada aia și pentru, eram anul 2 sau 3, nu știu cât, Eram okay. Era un spectacol uh, încărcat de energie, da. de tensiune, pentru da. că și subiectul era deosebit, nu? Da, era da, manipularea prin religie. Da, uh, da. Vrei să vorbești puțin despre subiectul acelui spectacol? Pot să vorbesc, nu mi-am foarte mult, că bineînțeles la, când lucrăm la un spectacol încercăm să despicăm firul în patru să înțelegem despre ce e vorba și puteai să mergi pe mai multe drumuri în, în acel spectacol, îți permitea să ai mai multe subiecte, piesa în sine uh -huh. și noi da, am mers cumva pe asta, pe manipularea, manipularea prin religie da, actuală și atunci, actual și acum, actual cred că o să fie încă mult timp de acum înainte, Uh, nu cred că trebuie să, da, era un băiat uh, care a găsit arma și uh -huh. arma religiei pe ceilalți. Da, uh -huh. Arma, arma asta religiei e foarte puternică, pentru că nu prea poți spune nici în ziua de azi, nu prea poți spune mare lucru în, în direcția religioșilor sau religiei în sine. Uh, se cam uită de spiritualitate și spune mai mult accent pe religie. ceea ce mi se pare greșit, adică pe forma exterioară și pe dogmă. Da, exact, exact. Uh -huh. Și e o armă foarte bună. Și acum, eu inclusiv făcând filmulețe pe, pe net, dacă încerc cumva să arunc o săgeată în direcția uh, relelor care se fac sub paravan, după paravanul religiei, s-are lumea în cap. Deci da, e o armă foarte bună să o folosești ca să manipulezi. Un alt spectacol în care ai jucat uh -huh. și te-am văzut eu, mă rog, ai avut multe roluri în anii aceștia, a fost, dacă nu greșesc, la... Teatru pentru păpuși Guguță, Guguță, uh, Leon și Lena, da. o comedie montată la fel de Vla Bun, da. uh, Era acolo un carusel de, de ținut da, o da, mișcare scenică excep excepțională, uh, foarte mult, uh, Eu știu, energie uh, imaginație, improvizație, da, dar da, atent, uh, construită și, și uh, guvernată de, de regizor. Cum a fost acea experiență? Da, eu țin că spectacolul pentru mine trecut ca o distracție. Adică noi, în primul rând, că noi am lucrat destul de mult timp la el, pentru că parcă nu reușeam, aveam și examene de aici, de acolo trebuie să mai faci spectacolul și hai să lucrăm și în paralel la altceva. Și uh, l-am întins destul de mult, dar era o sărbătoare așa și erau cu... Veneau idei. Adică că parcursul asta, asta ne-i în, în, teatru. Dacă ar avea timp echipa uh, de producție a unui spectacol să-și dea timp, de exemplu, nu știu, un an, hai într-un an să facem mm -hmm. un spectacol, e foarte distractiv, pentru că azi îți vine o idee și ai tot timpul să o descoperi și să o dezvolți, mâine poate îți vine altă idee, hai să o dezvoltăm pe asta, hai să o schimbăm cu asta, hai să le combinăm. Deci acolo chiar am avut timp să, să vinim cu tot felul de idei și da, au fost așa o pentru mine spectacolul ăla e o sărbătoare. Plus când nici nu eram rol principal și asta sincer mă bucura acolo pentru că eram, putem să mă uit, putem să stau o leacă și noi actorii eram tot timpul în scenă, adică eram în vizorul publicului. Ceea ce iarăși mă distra, adică noi stăm tot timpul și ne uităm, vedem și spectatorul, vedem și acțiunea, suntem și noi acolo. Da, o chestie distractivă a fost, un spectacol distractiv pentru mine. Da, publicul era uh, dispus așa în două semicercuri. Da, 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 Scena era în centru, da. da, și totul se, se întâmpla acolo. Da, da o viteză da. Și acolo aveam, aveam probleme cu domnul Cebanu. Tot ne spune, băi, dar mai aveți grijă că sunt și în partea asta, spectatori. și trebuie să și, și în era. direcția da, lor. Da, da, Și eram, da, bun, am uitat, domn Ceban, m văzut. Hai, da, da, a fost distractiv spectacol. Da, spunem te rog, iată, știu că există fenomenul Night Guguță, uh -huh. spectacolul ăsta, Leon și Lena, de Georg Büchner, uh -huh. un, un dramaturg german din secolul XIX, a fost acolo montat. Ce se mai întâmplă? Știu că și Slava Sambriș a avut un înainte de asta, înainte da. de Leon și Lena, un spectacol, Vicontele, parcă. Da, da. Da. Mai continuă tradiția acestor spectacole experimentale, neobișnuite? Noi am a pornit proiectul Night Guguță, iarăși a pornit în mare parte, cred, la îndemnul domnului Vlacebanu, pentru că domnul lui a spus că bă, ar fi ok să păstrăm echipa împreună. Și eu nu știu, toți au sindromul ăsta, toți studenții de la Academia au sindromul ăsta, dar îi, îmi, îmi permit să-l am și eu, cursul nostru a fost cam printre cele mai bune. Adică ni se pare că noi am avut o echipă foarte, foarte bună. Și atunci, da, am continuat împreună, am mers la Guguță, unde nu știu, se poate considera pe pepile pentru că Mike mi -e director și am venit cumva acolo e, și da, am venit cu două, două spectacole inițial sau trei spectacole de licență care au fost foarte bune și care mai târziu au fost nominalizate și la Unitem și au luat premiu acum ce se întâmplă nu știm ne lăsăm duș de val dacă ies să jucăm, adică noi avem multe spectacole în, mm -hmm. în, în, în repertoriu deja, mm -hmm. da și în același timp știm care e problema cu salariile, știm care e problema cu banii, știm că actorii, unii se reprofilează sau unii caută să facă bani mai mult poate în altă parte, cum sunt și eu de altfel, doar că eu sunt în primul rând la teatru. Deci da, nu știm, dar eu sper să continuăm. Adică o să, o să mai existe Night Guguț, nu, nu dispare. A, ai avut și prezențe scenice la Teatrul Luceafărul, dacă nu greșesc. Da, da. Joc în trei spectacole a lui Ceafru, deja pare mise. Joc în Tata, joc în Colivia cu nebune și Mobila, cu, Mobila și Durere. Uh -huh. Da, trei Asta e cel mai recent, pare mi se. Mobila uh -huh. și Durere a fost montat de, acu, de curând, al lui Radu Tudosie. Da. Uh, cum reușești să îmbini? Vorbeam de interferență la începutul uh -huh. emisiunii noastre. Să îmbini, uite, prezența ta scenică, rolurile din teatru, cu alte ipostaze în care te-ai lansat în ultimul timp, ești foarte popular pe rețele. Ai o emisiune 02, uh -huh, nu? Da. chiar te aș urga să o califici. Este podcast, este nu știu, filmuleț, e sketch, e emisiune da. de umor cum o califici? 02 în sine, 02 este proiectul nostru pe care l-am făcut noi un proiect de online inițial, 02 așa se numea. Pe urmă avem o emisiune dată la TV, la jurnal TV care se numește 02 PTV. Acolo e o emisiune clară de umor televizată. <coughs> Mai avem în palmaresul ace aceleiași echipe de producție Vreau la țară emisiunea pe care o creăm tot noi de la zero, o emisiune la Jurnal TV uh, și de curând avem și casă de producție Zero Media Creative pe care tot am deschis-o în, în același spirit în care am pornit inițial. Deci da, suntem cumva prezenți pe online și, și la TV mai tot timpul și asta ne bucur și asta mi se pare că e, asta trebuie să facem, să ținem pasul cu ce se întâmplă și dacă putem să ne aducem meseria, inclusiv pe online unde ne văd mai mulți oameni, de ce să nu o aducem și acolo? Și cum ați întrebat cum reușesc, în primul rând eu am spus că sunt actor de teatru, în primul rând, deci eu plăcere ca pe scenă nu am nicăieri în altă parte, uh -huh. nu, nu se regăsește în vreo filmare, în fața unei camere, în niciun caz de asta clar reușesc la teatru. Și atunci, cum, spun, cum spuneam că mi-aduc meseria și pe online să o vadă și, și mai mulți oameni, tocmai din, 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 pasiunea asta pentru actorii. Îmi place, să, da, îmi place să fiu actor. Și cum am mai spus, am mai spus -o de mai multe ori, nu o fac pentru oameni. Sincer, chiar nu cred că o fac pentru oameni. O fac pentru mine. Sunt egoist în, din punctul ăsta de vedere. Mă distrează foarte mult. Mă, mă simt eu bine făcând asta. Și dacă o fac și bine, E situație de win-win. Eu mă distrez cam tot timpul uh -huh. pe scenă simți energia publicului cum reacționezi atât la dispoziția oamenilor știi, uite la o lansare de carte sau când susține o vorbesc din postura de scriitor, să uh -huh. zicem de om al cărții uh -huh. când susții un discurs în fața unui public, sigur primele 5 minute încă mai ești animat, așa ești concentrat, ai un soi de impuls care te mână înainte pe parcurs însă sigur că îți faci un schedule, cum uh -huh. s-ar spune uh -huh. un plan de lucru uh, îți vin tot felul de idei care interferează cu discursul tău principal și uh, intervine un mic moment de criză când observ că atenția unora <laughs> începe să se disipeze, că încep să se uite la telefonul mobil, asta este o mare problemă pentru uh, lumea de azi, nu așa? Uh, și să găsești o posibilitate să anime atmosfera, da. nu? -i faci... Nu i niciodată la la faza asta la dumneavoastră, hmm? la cărți. E foarte foarte amuzant că citești acolo și ești, haide, băi, sunteți cu mine. Da, 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 mai sunteți cu da, mine, da, da. mai mai urmăriți. E amuzant, e amuzant. Da, o avem, o avem și noi la teatru. Bun, la noi cumva mai vă dați dumneavoastră seama că e mai animat la noi, un spectacol da. e mai, mai viu cumva, să nu știu cum să-i spun ca să nu jignesc partea cealaltă, dar înțelegeți sigur, spun. sigur, evident e, și da, e important să să simți spectatorul, adică e, mă uitam la un interviu cu, cu Raiken, Constantin Raiken uh -huh. și dumneavoastră lui spune că, băi, eu când joc, da, eu am înțeles că eu sunt povestea aia, 100% eu sunt scenă, dar eu n-am cum să n -audiu. dacă am auzit că -o tușit unul din rândul 84, eu înțeleg că e o problemă și că eu am permis să anume acum uh -huh. eu să stușească și atunci trebuie să, aha, ok, des vedem cum grăbim ritmul sau îl încetinim sau îl facem și ceva. Deci da, mișa asta îmi place, matematica asta pe care o joci cu publicul sau o șahul ăsta pe care îl joci cu publicul în timpul actului scenic, eu nu știu cine, cine mai resimte. Am fost la un podcast tot la, la Dana Ciobanu o actriță pe care o apreciez foarte mult și îi spuneam, zic, băi, eu cred că numai actorii pot înțelege ce spun eu când spun energia aia pe care și jocul ăla cu, cu, spectatorul în momentul reprezentației. E, e așa, de, de joși. adică sunteți ca șoarecele și psica, tot timpul tu cu spectatorii e foarte faină. Da, e o vânătoare, da, te simți da. în pielea vânatului. Foarte da. amuzantă și foarte distractivă, iarăși, mă distrează, mie asta îmi place, să mă distrez. Mm. Uh... Ce simți după un spectacol bine jucat? Bun, dincolo de, eu știu, un sentiment de împlinire, de satisfacție, uh -huh. că ai jucat bine, că uh -huh. ai conștiința uh -huh. asta. Uh -huh. Pe de altă parte, încerci să faci un fel de autoanaliză, să uh -huh. rebobinezi, eu știu ce s-a întâmplat pe scenă, îți faci un soi de corectură autocritică, eu știu... Ții cont de această experiență? Da, eu sunt, sunt de felul meu autocritic chiar dacă nu pare Pare că eu mă iubesc foarte mult și tot ce fac e genial C Lumea crede că eu cred că tot ce fac e genial Și nu, nu e așa adică eu eu sunt... și să fie, de ce nu? Nu e, nu e, totuși sunt, am foarte multe lucruri bune Și foarte multe momente bune de actorie de, de manifestare scenică sau pe online Dar nu toate sunt geniale, chiar dacă eu așa spun Uh, și da, eu de fel să autocritic, așa că eu după spectacol, nu știu dacă am după spectacol uh, moment de atunci să mă pun la masă și să am o discuție cu mine. Eu am asta în timpul lucrului la spectacol și mă consider un actor foarte ascultător. Adică regizorul când îmi spune ceva, pentru mine e important în primul rând să fac ce spune el. Și dacă eu pot să fac 100% ce spune el cu ajutorul de rigoare pe care pot să-i aduc, înseamnă că mi-am făcut datoria pentru că altfel să-l încurc sau să vin eu cu ideile mele și să le suprapun și să-i spun că nu dar poate mai bine așa mi se pare lipsă de respect față de lucrul lui și în același timp mi asum eu leac prea mult hai fă tu treaba lucrează tu cu mine eu o să ascult tot o să încerc să mă motivez fix cum și aici spui tu și o să încerc să fac foarte mm -hmm. bine chestia asta mm -hmm. și pe urmă mă, mă manifest deci ăsta e principiul meu de lucru și de asta după spectacol am un, am un soi de goliciuni de asta, în fel de... Și acum și facem. Hai, parcă toată ziua azi a fost încărcat cu emoții, ca cu și spectacol, chiar ca repetiție. Am repetat, pe unde te gândești la spectacol, pentru unde te concentrezi un pic și când termine pe Ah, gata, prin... toată ziua a fost pentru momentele alea și gata, și da, îmi pe acasă? Da. Doar, mm -hmm. doar, asta, cred, și în fel de nostalgie, dar care nu mă... Un moment e, de sus -sus, suspensie, parcă, da, în vid. Da, da, exact, da, da. da un, un, pic m-am, parcă m-am dezbrăcat un pic și stau o leacă în mijlocul drumului, până... dar e pe jur, m Știi, ca după o zi plouioasă, plouă, plouă, continuu, da, intens, da. și la un moment dat ploaia se oprește da. și apare soarele și uh, trebuie să treacă un pic de timp e până adevărat. să te adaptezi adevărat, la această adevărat. creștere de spațiu, la această Uf, golire. O, nu foarte așa? bună comparație, da, e că nu m-am gândit la ea, dar da, da, acolo, starea e asta. Stare În orice asta. caz, eu simt de multe ori, știi, există o prejudecată se vorbește de cultura înaltă, nu de cultura care educă, modelează, eu știu, stimulează conștiințe, trezește spiritul critic, nu? Da. Și divertismentul. Divertismentul care e, mă rog, vorba aceea, mai superficial, care trezește mai curând instinctele, eu știu, <laughs> producția glandelor salivare și mai puțin, eu știu, sensibilitatea specială a privitorului, a consumatorului de cultură. Uh, Crezi că cele două domenii ar putea comunica cumva, e un război, e o linie de demarcație atât de profundă între ele? Eu cred că era cândva o linie sau o, o punte pe care nu prea puteai să treci. Mi se pare că acum un pic parcă încep să se împaci una cu cealaltă. Și, de exemplu, eu sunt fan al unor stand uperi din România care au un podcast și ei. Sunt trei băieți care vorbesc foarte mult necenzurat pe scenă, care parcă ți-ar părea că nu au citit nici două cărți. Dacă ne a scus la un podcast dintre ăla, eu am avut odată o revelație că am pus pauză la podcast pentru că ei discutau niște subiecte parcă simple, parcă banale, doar că s-a dus atât de mult în substrat și în ce simte omul în momentul în care, nu știu, eu vorbesc cu dumneavoastră și am luat un pahar cu apă și ia stop. Dacă deci ce simte un om când a luat, de ce a luat el paharul ăsta cu apă și cum s-a gândit el că tocmai în momentul ăsta și se duc atât de deep și profund încât eu zic, băi, dar stai că ăștia filozofii secolul XXI. Deci trei băieți care par că n-au nicio legătură cu cartea, sunt trei filozofi tineri, bun, mai mult sau mai puțin, care discute ca în maniera asta, comico-distractivă, despre lucruri foarte serioase și, și pe care să le înțeleg și eu într-un fel. Adică, eu chiar am pus pauză ca să înțeleg ce a vrut să spun autorul, știți? Deci, parcă mi se pare că acum uh, umorul poate să te ducă într-o zonă în care este pun act să te gândești. Bineînțeles că nu-i. Uh, sau nu știu, de fapt, nu știu. Eu nu știu ce înseamnă artă pură și artă curată și nici nu vreau să-i acord prea mult credit. Am fost toată la teatru de operă și balet, la un spectacol de la Anei. Ea juca pe scenă și în spatele meu se vedeau niște oameni la 60 de ani. care Anei se văd... of, da, să da, Cernico, da. Uh, niște oameni în spatele meu, spectatori, la vreo 60 de ani, care parcă știu ce se întâmplă acolo. Știau și cum se numește piesa, ce actori sunt acolo, ce distribuție joacă. Se vede cum mai îmblat oamenii la artă curată, la operă. Și la un moment dat, în timpul spectacolului, aud... Aha. Deci găsea sărmana o bucată de carne între dinți, în sunet, între... adică s-auzea și că unde e cultura până la urmă, Eu au venit la o, o da. operă care se consideră, mm -hmm. elita vine la operă și totuși sărmana da, nu da. găsea bucățica Avea de carne cu adică mi-am dat seama că stai un pic, înseamnă că poate nu-i neapărat, câtă cultură are doamna din spate, poate e foarte ok ca, ca om și poate nu, nu, nimeni nu o judică, dar totuși asta cu arta curată, arta pură și sau arta pentru artă da, sau artă pentru artă. Da, nu, nu știu, parcă, parcă mi se pare cu un pic depășim situația asta și parcă putem să vorbim despre artă. Că eu, de exemplu, minim obosesc emisiunile în care nu se spune nimic. Vorbesc toți foarte frumos. Foarte. Să văd că sunt oameni inteligenți și vorbesc și spun și... Și dacă eu stau și mă opresc, zic băi, dar despre ce ați vorbit când n-ați spus nimic? Sau cu ce am rămas eu după ce v-am ascultat? Sau cu ce am rămas? Parcă mi se pare că totul trebuie să aibă și o anume utilitate. Chiar și filozofia care e despre a vorbi ipotetic parcă, parcă îmi pare că la urmă trebuie să-ți dea un fel de încearcă sau ia vezi că există așa ceva. Parcă îmi pare că totul trebuie să aibă o oarecare sau minimă utilitate. Acum mă gândesc că, știi, a devenit, și probabil că ești de acord, vei fi de acord cu mine, operele marilor maeștri de trecut au devenit vehicule publicitare. Oară, eu știu, vezi portretul Mona Lisa, uh -huh. sau Kafka sau Omul Vitruvian al lui Leonardo da Vinci, nu? imprimat pe cești, pe tricouri adică pe postere uh -huh. agățate în mijlocul orașului. Sigur, există explicații de marketing acolo, iarăși. Oamenii știu să se folosească de, de lucrurile pe care le au și știu ce vinde și ce vinde mai puțin și cum să împachetezi un lucru. Deci, probabil asta se întâmplă. Adică, valori consacrate, valori culturale de mare prestigiu, folosite iată în viața, ziceai, de utilitate. Da, da, în și Viața nu... de zi cu zi. Poate unii ar critica atitudinea asta față de marele opere. Dar să rămânem cu ele ca ce? Doar ca amintiri? Parcă tot... Adică cât timp nu încalci nici o lege și nici o regulă morală sau nici o, nu, nu, încalci moralitatea comună cumva sau colectivă, parcă mi se pare că poți să... hai să intercalăm lucrurile. știți. Crezi că aici, la Chișinău, în Basarabia, am putea găsi asemenea, nu știu, artefacte, asemenea modele pe care să le putem la fel promova în beneficiu și a culturii, dar și al unei utilități necesare publicului. Cred că da, noi, parcă mi se pare că e în firea noastră să ne plângem că nu prea avem sau că ne dispar valorile sau că nu prea punem preț pe valori, și parcă mi se pare că acordăm mai mult timp plânsului decât artei în sine sau operelor în sine. Mi se pare că orice popor poate să-și să valorifice, cum se spune, potențialul artistic deci da, sigur, Dar trebuie să fim mai atenți cu noi parcă, mai, mai buni mai cu noi, da, și nu doar tătăi tragedii, totul se pierde, tot, nu știm nimic să valorificăm, și să valorăm și să, Nu știm, nimic, deci suntem pierduți și aici nu mi se pare adevărat, deci cred că da, cred că putem și putem generațiile pot să colaboreze între ele chiar cred că uh -huh. pot, uh -huh. dacă își dau uh, uh, silința ambii, din ambele părți uh -huh. Uh -huh. Și uite, iarăși, întorcându-mă la utilitate, tu faci aceste emisiuni, eh, da, video, emisiuni de satiră, emisiuni da. de umor, uh -huh. nu, nu, nu. povestește mi pu puțin, uh, cum găsești subiectele acestor uh, emisiuni, cum lucrezi cu echipa, eu știu uh, cât de inspirat sau împovărat poți părea la un moment dat de, de această muncă. Uh -huh. uh, da, noi facem emisiuni de parodie, uh inspirația vine din spațiu online, adică acolo a apărut un video viral, noi l-am luat, sau nu neapărat viral, interesant sau amuzant, sau care ne s-a părut nou că este ceva de spus acolo. Și am luat și-l parodiem de regulă pe omul care apare în acel video. Nu tot timpul avem ceva împotriva afirmațiilor acelui om, nu tot timpul avem ceva personal cu omul care a apărut în video, doar ne, ne place. Și noi am spus că scopul acestui proiect, cel puțin de la început, era să dezvoltăm autoironia în oameni. Pentru că noi ne luăm foarte, ne luăm un aer sobru tot timpul. Suntem tot timpul foarte gravi. Avem lucruri importante de făcut pe pământul ăsta. Jobul meu cam schimbă lumea. Și tot timpul avem aerul ăsta important. Și pe mine mă, mă amuză, adică eu când văd un om că se ia prea în serios, inclusiv la discuții la care merg eu cu cineva și dacă îl văd că omul știe sigur că ceea ce spune el e super valoros, mine mă amuză. Cred că de asta au venit și proiectul 02 cu, cu parodiile. Asta încercăm să facem și asta încercăm să educăm. Eu nu cred în în artiști care spun că arta trebuie să rămână doar artă, și nu trebuie să se implice în... Nu, nu cred. Deja în, în, în zilele în care trăim, la modul cum funcționează societatea și fiecare are pagină de Instagram și Facebook, nu putem să le negăm. Nu putem să, să nu le vedem. Sunt acolo. Ți-ai făcut și tu pagină de Facebook, și tu, și tu, și tu. Deci sigur ești un om vizibil nu mai poți să mai spui că noi facem doar artă aici și uite ne distrăm, mai facem o poză cu domnul Ceban și ne distrăm, așa uh -huh. este noi ne distrăm, uh -huh. nu mai poți să mai spui asta nu mai ai voie. Apropo de implicarea ta civică, am văzut recent un, un filmuleț în care vorbești despre Europa versus spațiul euroasiatic, ce uh -huh. înseamnă și ce înseamnă integrarea europeană uh -huh. să nu căutăm eu știu, confirmarea unor iluzii, că intrând în Uniunea Europeană imediat salariile noastre vor urca până la cer ce din contra pui accentul iată pe libertatea, pe capacitatea omului moldoveanului, românului basarabean intrând în Europa să-și să valorifice talentul, potențialul, libertatea da, și da. opțiunile. Da, și foarte ciudat cu uneori oamenii îmi spun că, băi, că tăi, dar tu chiar ești prost, chiar nu înțelegi că tu vorbești, aberații. Și mă uit și zic, da, aberații? Oare o fi vorbind aberații? Oare chiar Adică mă opresc, chiar mă opresc pe loc uh -huh. Spune și că dar poate într-adevăr ești prost, poate într-adevăr tu chiar ești foarte prost, omul îți spune că nu e așa, e ca el trăiește în Europa, eu spun că eu trăiesc în Italia de 10 ani. Dar pe urmă mă gândesc, dar cu care sunt oamenii italieni cu care interacționezi tu? Și de ce stai Tatăl... în Italia de 10 și ani? Și de ce stai în Italia de 10 ani, da, asta e la prima mână. E, și până la urmă, da, îmi reconfirm că, băi, totuși, că nu sunt nici eu nebun, nu-mi iau informația... De la mine, din mine, oricum văd ceva, mai ascult pe cineva care aduce niște argumente, care văd că pot, poate să lege două cuvinte, de acolo mă informez, nu știu cum. E, și da, adică asta cu așteptări, noi avem așteptări tot timpul prea mari, și pe urmă suntem atât de dezamăgiți că nu, nu, nu s-a întâmplat ce ne așteptam. Adică suntem un popor infantil. Pot să spun asta? Da, pot să spun asta. Ba chiar am spus odată și s supărat lumea pe mine, dar asta cred eu. Ba chiar cred că uneori dăm dovadă de prostie. De asta... Elementară prostie. Da, da, da. chiar, chiar la prostie ajungem cu bunăvoința noastră, doar și suntem foarte drăguți și da, chiar uneori mi se pare că -i în detrimentul propriului interes. Da, 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 adică modestia asta, care e foarte drăguță Și suntem blajini, și așa? E drăguț. E druțieni, aș zice, da, nu. Da, da. <laughs> druțieni. <laughs> da, uneori parcă îmi pare că sau cel puțin iarăși în secolul 21 și în zilele în care trăim, parcă bai există și Facebook și Instagram și hai să spunem să, să fim de acord că există. Adică hai să vedem că lumea funcționează de am un pic altfel. E bine că suntem blajini și primitori. Dar hai să ne uităm și la lucruri care se întâmplă, pe bune se întâmplă. Da, rețelele au o mare putere de impact și da. de influență. Tu ca influencer este mm -hmm. termenul ăsta, Influ da. influențator se poate spune e, românești, românește, da. mm -hmm. chiar dacă limba se dă mai greu, da. influențator, da. Simți o anumită responsabilitate față de cei cărora te adresezi? Ești conștient de faptul că m prin cuvântul tău, prin apariția ta publică, eu știu, prin vorbele pe care le rostești, poți schimba ceva în societatea noastră? Mm -hmm. Eu de felul meu sunt, mie cam tot una. Nu, nu mă prea interesează ce, spune, ce ar spune lumea despre mine. În același timp parcă... Adică de asta nu simt neapărat responsabilitatea că trebuie să fac sau să trebuie mm -hmm. să spun. Dar așa, asta, inclusiv asta mă distrează pe mine. Mă distrează ca eu să-mi folosesc popularitatea mea în scopuri benefice oarecum. Și da, când am ceva de spus, mă distrează și mă simt bine să spun lumii că așa gândesc. Și încă o chestie, că asta mi-aduce puterea de a sta tot timpul cu capul sus. Adică nu poate să vină cineva să-mi spună că, băi, Cătălin, tu ai tăcut referitor la un subiect sau de ce spui. Tot ce spun e din uh, proprie intenție, proprie inițiativă și atunci tu nu ai cum să mă tragi la răspundere. Și dacă mai apar oameni pe, pe la televizor și spun că 02 ești de la 02 îți plătiți, mm. am toată puterea să ies într-un video și spun că, sori, dacă găsești că-ți plătit, Uite, arde-mă pe rug, dar eu știu sigur că nu e așa pentru că știu sigur ce sunt, știu sigur că am atitudine vis-a-vis -vis de orice subiect civic care mă deranjează sau care mă doare. Deci da, mi se pare că e în responsabilitatea mea, eu o simt și o fac doar pentru că asta cred că e ok. Dar nu ești un ziar vorbit, totuși tu îți alegi subiectele, ești autorul propriilor emisiuni, nimeni nu te poate obliga să reflectezi o problemă sau alta, deci ai libertate de plină. Absolut, și fiecare are și eu un dem cu oamenii, când îmi spun, dar tu chiar ești deștept, deștept, tete? Nu, dar tu, deci nu faci tu, adică e foarte Fă ok mai bine. Dar nu ne sau da, adică eu n am, -am o problemă cu oamenii care mă critică uh -huh. sau care spun, că tu ești prost. Ok, eu o să fac o pauză și chiar o să mă gândesc, sincer o să mă gândesc dacă ești prost. Dar nu e o problemă să, să, faci și, tu același lucru. Adică eu chiar te îndemn. Ești tu și spune ce te doare. Mi se pare că okay, prin argumente, prin ai pus pe foaie niște, ai structurat niște idei, te rog, adumile și online-ul, de asta e, e, bun. Împărtășești informații foarte bine. Share it with us. Mm -hmm. Resimți o competiție, o concurență a producătorilor video în momentul de față nu cred că avem noi, proiectul nostru nu ar niciun fel de concurență. Adică suntem foarte diferiți. Fiecare în parte e foarte diferit unul de celălalt. Eu nu cred că există cineva ca noi în momentul de față. Care? Pentru că nu există om ca mine sau om ca Radu, producătorul sau. Fiecare doar din, doar din, sau? din motivul ăsta. Nu că unul e mai bun sau altul e mai rău. Nu, nu asta spun. Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru eu știu, prezența ta în studioul nostru. Îți doresc mult succes în continuare, să nu te părăsească inspirația și entuziasmul pe care cred că privitorii noștri l-au simțit și în acest de dialog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație și da, cu siguranță nu o să mă părăsească și vă mult succes cu proiectul pe care îl aveți. Mulțumesc, Cătălin. Prieteni, aceasta a fost ediția de azi a podcastului nostru Cultura la Frontieră. Nu ratați, vă rog, spectacolele lui Cătălin Lungu, priviți filmulețele despre care am vorbit ceva mai devreme. Și nu uitați un lucru simplu, câtă cultură, atâta libertate. Pe curând.